În primul rând, o vezi pe Tessie Simpson? O vezi pe Tessie acolo? Eu când filmez, ea fuge. Ascultați chestia asta. Ascultă. Deci, astăzi, doamnelor și domnilor, stai să-i deschid ușa, că poate de-aia. Nu te uită la curmele, simțicule. Ei, ei! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Deci... Eu v-am zis. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci... Cum să-ți spun eu ție, măi, băi... Eu sunt al PACA și luni avem bug-ul. Exact. În momentul de reculegere pentru toți cei de a 12-a care practic o să-și dea supletul pentru bug-ul ăsta. Cum să vă explic eu vouă? Eu și bacul, eu și școala în general, nu ne-am înțeles niciodată bine. Și când spun niciodată, niciodată! Niciodată! Eram... Vrei să-ți moară familia? Vezi? Eu v-am zis, niciodată. Nici o fucking dată. Eu și școala suntem așa în pula mea, așa. Nici măcar nu apărăm în cap, efectiv. Nu. Nu, nu. Dar luna asta care vine, probabil când vezi video-ul ăsta, dacă îl vezi peste vreo 30 de ani, probabil eu am murit deja. În cazul în care am murit deja, vreau să-mi spun testamentul dat după bac. De asta trebuie să spun înainte, dacă o să mor oricum la bac, adică luni e bac, ok? Le așa legă să înțelegi. Luni e bac la română. După aia miercuri la mate. După aia pentru că da, cred că mai e ori joi, vineri, ori la bio, ori la info. Eu dau bio pentru că sunt retard. Mamă, mie îmi place anatomia pentru că eu sunt foarte deștept, dar să fiu sincer cu tine. Hello darkness my old friend. Să n-am atât infora, deci nu mă lua cu de la gen, la istorie, geografie, chestii. Eu știu fix pula. Pula! Pula în pula mea! Pula! Faceți un gif cu asta, uite! Pula! Fiare, cum stă treaba? Eu ar trebui să știu la română opere. În caz că nu dai bacul și în cazul în care dai bacul, în ambele cazuri e bine să te uiți la video-ul ăsta. Iar în cazul în care n-ai văzut animația mea despre bac, uite-o aici. O să vezi un page pe unde o să... Cred că e o animație despre trei tipuri de oameni la bac. Eu sunt al patrulea tip din alea trei tipuri. Știi care fix aia care urlă non-stop pentru că nu știu ce să fac? Da, nu știu ce să fac pentru că la română, exact cum am spus, am învățat opere care sunt romane și între ghilimele ar trebui să citesc fișaturile alea, ceea ce este imposibil pentru că sunt aragiu, până la urmă, te rog frumos, nu intrăm în detalii. Dar, fii atent la mine, că e importantă faza. Din toate operele de căcat, am conclutizat eu pentru... Am zis un cuvânt greșit, ca să dai seama cum dau bacul la română. Am ajuns la concluzia că, practic, 10 dintre ele trebuie să le știu. Printre care se află și romane de la Ion, Moromeții, nuvele de la Moara cu noroc și... De practic, dacă ar fi să-ți rezumez, din toate pulele care ar trebui să le înveți în cazul în care dai bacul, peste 500 de ani, pentru că în România e magic chestia asta. Dai bacul cum a luat și pe pulele în gură de acum 400 de miliarde de ani, acum noi dăm bacul exact ca egiptenii. Ion, Moromeții, Moara cu noroc, ca poezii, eu sunt Mateinfo, ține minte, nu uman. Practic, mai sunt poezii din alea de pișat și nu mă uitați la mine că bă, ăsta știe măcar ce dă la bagă, ce deștept. Nu, azi m-am uitat, fix înainte să văd video-ul ăsta, v-am întrebat practic pe voi, pe Insta. Insta, îl facă de Gion. A, frate, pe bune acum, dă-mi pula de treabă. Trebuie să învăți, între ghilimele trebuie să înveți ce au făcut alții din comentarii și caracterizări ale personajelor, care nici măcar nu le fac eu personal. Asta mi s-a părut cea mai stupizenie la un bug de genul, că practic eu trebuie să citesc, să învăț pe de rost. Poți să ai și o logica ta personală, pentru că eu sunt daragiu și nu pot să învăț pe de rost căcaturi, dar pe scurt, suși pula. La alții care au scris alte căcaturi și tu trebuie să da. Asta e la română. Mai e matematica. Vedeți voi, eu fiind la mate info, te-ai gândit că dragiu e foarte bun la mate. E bine, eu dragiu de fel la mate. Dacă mi-ai da subiectele de la uman, adică, nu știu că da, sunt... Unii nici nu dau mate, ca la bac. Gen, unii nu dau mate deloc și probabil te-a fi printre ei. Dar șmecheria e că puteai să dai M1, M2, M3, cred că mai există. M1 fiind cel mai greu, iar la mate info dai M1 și aici e capul de greu. La M2, eu, fără să știu mate, aș putea să fac ușor. Iar la M3, efectiv, trebuie să strănuți pe foaia și le-ați răspunsurile. Gen, hap, ciao! Aia să... E totul ceva nas și sperăm că nu e grav. Alea sunt la mate și la mate mă simt oarecum mai de căcat ca la română, că vezi diferența dintre mate și română?
Da? Exact ca în alea care... E ca la mate! Dacă nu știi să faci, nu știi să scrii. Și dacă nu știi să scrii nimic, iei nimic. Pe când la română, vezi tu dacă îți mai zice zi un sinonim, zi o pulă în gură. Acolo mai merge să scrii cuvinte, că dacă nu ești analfabet și să scrii. Și da, dar la mate dacă îți dă o dita mai polinomul și tu trebuie să-l rezolvi, tu ce pula mea scrie acolo? X egal cu Y și gata și zici că poate e bine pe acolo ceva, nu? Ne, te luam. Mue. V-am zis pe Facebook acum 10 minute să-mi dați meme-uri cu bac. Dar vreau să fiți atenți la meme-urile astea, să-mi înțelegeți durerea, ok? Apa! Poza asta mă inspiră. Aventura strigațura în 3 zile a zbelit pula. Miki, mulțumesc foarte mult. Andreea Ciucă. Ciucă. Da, eu trebuie să dau bacul la mână, nimic că numele tău nu să citesc. Iar asta a fost pe suflet, ok? Poza asta e de suflet. Pentru toți cei care sunteți ca mine, ați fost ca mine, veți fi ca mine, nu gay și retarzi, în sensul de, știți diferența dintre ăla care învață toată ziua, toată viața lui, până când moare, învață în mormânt, căcatul de alea care nimic că nu pula la chestii, ok? Și mine, care gen, efectiv, înveți și tu așa în ultimele 5 minute înainte de test și căcatul și tot. Practic am avut media 9, ok? Am avut media 9 la Mate Info, cea mai bună clasă, cea mai grea chestie. Acum nu înseamnă că știu tot de alea, poate am copiat. Poate, doamna Diriga dacă se uită pe la chestiile astea. Poate am copiat, poate am făcut chestii, dar am trecut cumva. Deci nu sunt prost, practic, ha? Mue, versatilitate, bitch. Cosmin Cnc, dacă lasă că învăț mâine, ar fi sport național. Bine, olimpic, dar e aceeași idee, ok? Așa am fi toți, probabil așa am fi toți. Și tu, și eu, și Tesi. Deci... Codrin Andrei. Fake hopes. Aia când vezi rezultatele la bac și e trist, mă lasă sufletul rece ca gheața. Dacă nu l-aș fi avut deja. Alexandra Iuliana. Elevii de 12 după bac. Nu, elevii de 12 după bac care suntem săraci și ne băgăm mâna în curs să căutăm niște bani, o să vândă manualele alea. Dar să-i dai un foc la unul măcar. Băi, să-mi bag pula. Cartea aia albastră exact ca a mea. Dacă aș... A, le-am dat la școală. În fine, vreau să o găsesc pe aici. Fix aia e cartea mea de mate. Alexia Olga Ruschizi. Timpul zboară și eu tac. Nu știu ce să mai învăț la bac. Nu vreau să mă mai doară și să-l trec acum în vară. Practic e vară și acum. Daragiu, cartoful săltăreț. Ce? Asta e cu pia numele. E destul de bună, eu și colegii mei într-un spre Spania după alfa de rezultatul la bac. Mai de mult v-am întrebat eu cât dracu fi salariul la Penny, dar na, ce să zic, ce să mai fac. Ai de pula mea ce blurată e asta, Mihai Cazacu. E nașpa să stai ultima noapte să înveți, mai bine să-ți faci testamentul și să înghiți o bucată de plumb decât să primești un baltag în cap. Nu citesc că nu văd ce scrie acolo pe... Robert Covast. Bă, voi sunteți toți ruși, să-mi bag pula de nu? Gata de bac? George Cristian. Și-a ales examenul la geografie, dar spune că Anglia e capitala USA. Adevărul e că da, vezi, eu nu dau bacul la geografie și nici nu puteam să dau la geografie. Practic eu eram bounded să dau la română și mate și mai aveam să aleg între... Alegeți voi pentru mine! Chimie! Ba nu la chimie, ba da, cred că... Chimie, fizică, biologie și info. Aș putut da la info, dar sunt prea prost. Adică știu bioinfo, dar nu știu pentru... Puteam să dau la info, ce dacă am dat la info? Vlad Mihail. Țâței! Când vezi tema și vizionare spre lume într-un text poetic studiat. Bebe! Alin Odenie. Asta am păstrat-o doar pentru că suna genial, ok? Și cu bac și fără bac, tot ce-o fi răpătit mă fac. Damn! Și ca un mic bonus așa să zic, eu de felă am lăsat o poză cu Tesi, gen am pus-o pe Instagram și după aia v-am zis pe Facebook să faceți meme-uri cu ea despre eu și bac. Gen, iubesc să vă rog căcaturi să facem împreună căcaturi, înțelegeți ce vreau să zic, facem pișeturi împreună, asta e cuvântul anului, pișeturi facem noi împreună. M-am dat poza asta cu Tesi, v-am zis acest meme-uri cu eu și bac și hai să vă arăt creațiile voastre, iubesc creația, ok? Iubesc creativitatea. Am încă primit subiectul la bac și realizez că nu știi nimic. Albaia trecând bacul la propriu. Când nu vrei să dai bacul și te amenință că te leagă. Asta ar fi avut mai mult sens dacă... Da. The Flory 6 la bac. Alpaca. BAM! Bitch! Iar așa că și... e guță, ok? Ui, ascult. Podcovarul Ricardo. Râdem și noi om glumi, dar la bac obeli. Scuze din nou. Iei bacul, nu iei bacul, nu-l iei. Vreau să râgă încă o dată, dar vreau să zic scuze în același timp și s-a blocat una pe alta și...
N-a fost să fie, frate, n-a fost să fie. Am văzut o chestie, mă scuzați dacă s-a auzit după fundal sau ceva, apar aranjerea cu sau de, cred că e de la laptop vâjuit. Păi vina mea, eu nu vâjui, tu vâjui, mă, păi. O să te depărez în somn. Nu te mai ating, ou. Și astea au fost pișeturile de la voi, iubirile mele, creațiile voastre. Și magic, dacă mai vreți să vorbim despre alte căcaturi, orice subiect, povești de ale mele atâmpite, pentru că am destule pișeturi despre care ar putea... Bă, pișet sună așa de bine. Pișeturi despre care aș putea să vorbesc. Noi doi, iubire. Ești băiat. Poți să-mi lași în comentarii și urli în comentarii ca să pot să-l văd. Și dacă primești o inimioară, s-ar putea să-mi placă ideea de la mine inimioară. Băiatul vostru aici pentru voi. Expect, bitch. Și am pus-o tot pe Insta și pe Facebook. Dacă vreți, re-battle între mine. O să oprească bateria în 3 secunde, am 3 secunde să oresc. Re-battle între mine și zici să lăsați în comentarii mai jos dacă vreți căcatul ăsta real. Am un postul ăla pe Instagram. Intrați acolo și dați like-uri dacă am mai multe like-uri. De vreo 500, nu știu câte sunt acum. O să fac re-battle între mine și zici să-ți nițele în bucătărie. Acum am suge pula la cap. N-are niciun sens, îmi pare rău, nu mai am baterie să mă gândesc ce spun. Și la 3 care obicei am packing out. 1, 2, 3. Baby. Respect, bitch. Asta e măta. Yeah, baby. We best. Bă, pulă, eu furat un pic al ăsta camera, nu mă spuneți. Azi asta de chestii că bag, că știu că are lung pișetul ăla. Să fiu sincer cu voi, asta știi cât am învățat, am învățat fix pula. O să pici, nu e așa pici, nu e așa bă, că pici. Căcatul de cu care dormi acum în pat, în suși pică. Și ne-l dezmoștenește și ca să rămâne lușniță, baby! Bă, ce-a zis, mă, cecu? Au, nu mă, că...